Bună seara și bun găsit la emisiunea noastră sportivă. Vă spun Marian Pușca și împreună cu echipa tehnică. Să vă prezint pe cei doi invitați care sunt oaspeții noștri. Lângă mine se află un coleg de la Realitatea TV, în persoana domnului Florin Bercea. Bună seara, colega! Bună seara, bună seara! Lângă domnul Bercea, un proaspăt campion european, în persoana lui Bobby Rădulescu. Bobby, mulțumesc, felicitări și mă bucur că ești din nou, așa cum ai promis, dacă ești, România va ieși campioană europeană la mini-fotbal, vii aici la această emisiune. Îți mulțumesc încă o dată. Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Din păcate începem cu o veste mai puțin plăcută. Știți că în urmă cu câteva zile a fost conducător al echipei FC Petrolul Ion Radu Sasiz. Pentru generația tânără am câteva date statistice, iar cei doi l-au cunoscut foarte bine, cei doi invitați ai mei l-au cunoscut foarte bine și am să-i rog să ne spună câteva cuvinte despre omul Ion Radu. Marius, te rog, avem și imagini. Deci, domnul Ion Radu, în 1945, a debutat în fotbal la juniorii echipei CFR Buzău, care activa în acea perioadă în seria a 4-a diviziei C. Se transferă la Metalul Plopeni în 1958, unde activează de timp de 7 sezoane. A evoluat ca extremă stângă, a strâns 161 de prezențe și a înscris 38 de goluri. După retragere din activitatea competițională, a fost mai întâi președintele secției de fotbal a Metalului Plopeni, iar din 1971 a devenit președintele clubului Metalul Plopeni, an în care Metalul Plopeni, după 6 tentative nereușite, promovează în divizia B. În 1988 părăsește Plopenul și devine președinte la FC Petrolul, cu care promovează în divizia chiar în acel an. Peste doar 2 ani, Petrolul, după absență de 24 de ani, joacă din nou în cupele europene. De numele său, putem spune, se leagă și frumoasa cupă din 1995, câștigată de FC Petrolul. Atât la Metalul Plopeni, cât și la Petrolul, a contribuit la formarea multor jucători. O parte din aceștia sunt Marian Spiridon, Constantin Ștefan, Silviu Crângașiu, frații Florea, Adrian Nursea, Marcel Catinca, Costel Lazar, Ștefan Prenda, Cristi Smoleanu, Adrian Bolăceanu, Daniel Chirița, Adi Toadă, Marius Mărzălășanu. Mulțumim, regia, și rog pe domnul Bercea câteva cuvinte despre domnul Radu, că ați colaborat foarte mulți ani. În 93 ne-am cunoscut, da. Când Petromul, de fapt, Federația Sindicatelor Petrom s-a implicat alături de echipa Petrolul, atunci l-am cunoscut. Un om dedicat fotbalului, în primul rând pasionat și, mă rog, ca și conducător, un conducător foarte bun. A reușit să treacă peste o perioadă destul de grea, era o perioadă de schimbare de generații, mi-aduc aminte din bătrânii, să spunem, pe care eu i-am întâlnit atunci la echipă, au mai rămas puțin, a fost o generație care s-a schimbat, a venit cea nouă și cu cea nouă am câștigat cupa. Deci cea nouă de care ai amintit mai devreme, Marian, e vorba de Smoleanu, Bălăceanu, Abăluță, Chiriță, Toader și, mă rog, sunt, da, știm cu toții. Baștină. Rămânând în vechea garnitură, ca să spun așa, Tavi Grigore, care, mă rog, era la momentul ăla mai tânăr decât Bobby. Nu. Deci a fost un schimb, am trecut și pot să spun că am învățat foarte multe lucruri de la el, fără niciun fel de, cum să spun, de dorință de-a mea de a încerca să-l scoate mai mult în evidență decât era cazul, dar primele lucruri din fotbal de la el le-am învățat, în orice caz cu implicarea Petromului și a conducătorilor Petrolului de la data respectivă, am reușit atunci să scăpăm de retrogradare, era principalul. Deci echipa, cam cum a fost, a fost antrenor Neapuiu, Dridea, a fost schimbat,
nu știu pentru ce motive, că n-am fost... A venit Ion Marin, a venit Ion Marin, a plecat Ion Marin, a venit Marin Olteanu, a plecat nu, Marin Olteanu. Nu, a venit Ion Marin, păi nu, hai să ne oprim aici. Da, și hai să ne oprim aici și cu Ion Marin echipa era, repet, schimbul acela de generații, n-a avut rezultate sapă chiar dintre care prima. 8 erau prahoveni, adică erau titulari prahoveni. Da, da, 8, da, 8. Da, 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 e adevărat. Și am, repet, am rămas atunci în divizia și după aceea, sigur, aici e meritul lui Marin, a noastră, și am fost o echipă unită, o echipă foarte bună, care, mă rog, rezultatul cel mai important a fost câștigarea Cupei României. Eu zic că a fost ani în care echipa a trecut locul 6, locul 7, acolo ne jucam. Mai am pierdut în primul an, de după salvarea de la retrogradare, am pierdut o prezență europeană pentru că am făcut un egal la Ceahlău și s-a dus rapid în cupele europene. Era Pinati cu pistolul în vestiar. La așa, deci au fost ani în care Petrolul a avut o evoluție bună, a avut o echipă tânără, am avut niște jucători împrumutați de la Steaua pe care după aia am luat definitiv. E vorba de Negoiță, de Abăluță, erau o trupă cei care nu erau de la Steaua. Da, cei care, Andrei Cuț, de la Baia Mare. Da, da, da. Bine, el nu a venit, a trecut să se legitimat inițial la Dinamo, de la Dinamo... Da. A ajuns la noi, Dinamo l-a cedat definitiv și a ajuns, mă rog, Vârful, care a și jucat chiar foarte bine în finala Cupei României în 95, da. Sunt amintiri frumoase. Pare rău că mă rog, nea Radu, cum îi spuneam noi, sau Cațaonu, nu mai este... ce să vă spun, am petrecut până în 97, dacă mi-aduc bine aminte, deci vreo 4 ani. A fost conducător, am avut rezultate foarte bune la echipă și s-a menținut așa o echipă, chiar și ei, eu eram din partea sponsorului, dar ei conducerea executivă era reprezentată de el, de Nea Radu, Cristache, Ion Marin, Nea Edi Iuhas, cam asta era echipa tehnică, echipă sudată, echipă bună și în general, Petrolul a fost atunci o echipă mică, unită, omogenă, care a obținut rezultate mai mult decât echipa. Și echipa a scos valori la momentul ăla. Vivi Răchită, Chiriță, Toader, care au fost la luturi naționale, Cuchi Leahu, care, mă rog, a fost... Fane Preda. Fane Preda, exact, care a participat la Mondialul din 96. Deci cam asta a fost istoria. Fost 94 a fost, Mondial. 94, scuze. În Statele Unite a fost... Da. Aia a fost o generație bună a lui Petrol. Vă mulțumesc. Bobby? Ai fost juniorul lui Petrolul. Da, am fost în prima jumătate a perioadei mele de juniorat, am fost juniorul lui Petrolul. L-am cunoscut, eram însă foarte mic. Ce pot să apreciez acum, atunci fiind foarte mic, nu prea știam ce am de apreciat acolo. Acum, uitându-ne puțin în urmă, eu zic că avea un merit destul de mare legat de faptul că jucau foarte mulți jucători prahoveni la această echipă. A ținut din Adins. A ținut la ei centrele... Zânsul echipele... care era de fel din Buzău. Da, aici, da. Aici. Însă eu zic că a respectat foarte mult prahovenii și asta se vedea. Un alt fapt care mie mi-a plăcut foarte mult, deși nu erau niște condiții extraordinare, tot timpul echipele de copii și juniori ale clubului Petrol erau în primele din țară. Dacă nu mă șer, în primele 5, nu cred că pica mai jos de locurile 5 în țară. Și ulterior s-au văzut și rezultatele. Eu zic că de la juniori au promovat foarte mulți fotbaliști buni care pe urmă au mers, au jucat la Steaua, Rapid, Dinamo, la echipele de frunte din campionatul românesc. Da, a fost, cum îmi spune și Marcel. Eu zic că a fost o etapă, adică, ce să spun, erau antrenorii crescuți în club, adică foștii jucători ai clubului Petrolul, rămași ca antrenor la centru de erau copii atașați. Și erau atașați culorilor. Acum, e greu, sincer, mi-e greu să spun, dacă privim la Petrolul fără a arăta cu degetul sau fără prin asta face o remarcă negativă, dacă vrei, la adresa Petrolului de acum, spune și mie, păi o să-l pun la centru pe Pesania sau pe... Sigur, lucrurile se internaționalizează, adică s-ar putea ca din jucătorii străini să rămână unii aici. Dacă? Nu. Toți, nu știu, dacă... zicem, ne place să credem că așa au rămas și de-ai noștri pe afară. Singurul lucru, pe părerea mea, care îi țin pe acei jucători străini de Petrolul, sunt fetele frumoase ale noastre. Altele nu. Vreau să spun de Nea Radu, că îmi spunea Marcel Catinca, că l-a considerat ca un al doilea tată. În primul rând, i-a ajutat enorm. Adică sunt câțiva jucători care
domiciliază acum în apartamentele date de Narad. De club, de Narad. Da, da. Păi, da, stați, stai un pic, Mariane. De club, de club, că clubul era entitatea, nu putea juca, că nu e așa. Da. Fotbalul. În al doilea rând, sigur că el se ducea, dacă e să discutăm de Marcel Catinca sau de... Adi Ursa, Dumnezeu să-l odinească, Bujorel Mocanu sau ceilalți, da, care au luat apartamente de la Petrolul, le-a luat, se ducea Naradu, era toată ziua pe capul conducerii de partid de la vremea aia și obținea aparte. Ele se dădeau către club, clubul le repartiza mai departe, da? Se ducea pentru era ei. Era Naradu, da. Păcat, Dumnezeu să-l ierte și condoleanțe familia. Am mai pierdut un petrolist în cetățe, anul trecut și Costică Murdunganu și... Păcat, mare, mare păcat. Să vorbim și de partea frumoasă. Deci, așa cum vă spuneam, Bobi Rădulescu a reușit cu Naționala de Mini-Fotbal a României să câștige marele trofeu și medalia de aur la Campionatul European, care s-a ținut cu puțin timp în urmă în Muntenegru. Să arătăm, începem cu medalia de aur, nu? Eugen, hai să o vadă și telespectatorii. După cum sună, cred că sunt 27 de carate. Nu? Cel puțin. Imediat să... Adriano! Da, mulțumim. Spune-ne cu lucrurile. Cum a fost deplasarea, organizarea, ce ați mâncat acolo, cum v-ați recuperat că ați disputat 7 partide într-un interval de 3 zile jumătate. Da. Păi... Le ascultăm. Și eu să am... Dai voie, da? Vă rog frumos. E unica ocazie când să fiu și eu campion european. Așa. Da, vreau să încep cu faptul că deși suntem este o federație amatoare de mini-fotbal, ca să zic așa. Prima întrebare. De ce această federație de mini-fotbal nu e regimentată la Federația Română de Fotbal? Așa mi se pare. Cum e fotbalul păi, feminin? Deocamdată nu este aprobată ca și disciplină. Din și cine trebuie să o aprobe? Ministerul Parlamentul? Sportului, Ministerul Sportului, bineînțeles. Dar vedeți noastră, ca România e ce o problemă, că sunt cel puțin, dacă nu mă înșel, 30.000 de legitimați. Și odată ce o aprobă Ministerul, fiind 30.000 de legitimați, e cam cel mai mare sport în țara asta. Și asta nu se dorește, și automat, nu? Se detroneze fotbalul mare. Cred că și bugetul trebuie alocat pe măsură pentru acest sport, nu? Corect, corect. Și atunci este un pic. Dar eu zic că această performanță noastră, suntem a 5-a oară consecutiv campioni europeni, eu zic Felicită. Că nu se poate să, azi, să, cu să nu fie aprobat. Că am înțeles că ați mers cu da, Boeing 747, adică mai contează, cu mașina. În momentul în care ai medalia la gât și ești campion european, asta nu mai contează cu ce ai fost, că te-ai chinuit, că nu te-ai chinuit. Nu, în afara faptului că trebuie să mergem cu autocarul acolo și că am făcut 700 de kilometri în 17 ore, fiind un drum extraordinar de greu, exact cum 500 de kilometri, exact ca și cum merge pe posta, dar 500 de kilometri. La fel, numai serpentine, două benzi, foarte greu, în Muntenegru. În Muntenegru și ați trecut munții aia pe la Sarajevo, exact, pe acolo, nu? Exact, până la drumoaselor, exact drumul. A trebuit să le-au căzut aia cu autocarul? Exact, da. Acolo avem poze făcute toți, acolo, da, exact pe acolo, da. Dumnezeu să ierte, da. Lăsăm la o parte acest drum anevoios, la dus. Am avut o perioadă de 4 zile de semi-cantonament, să spun așa, la Timișoara, unde ne-am cunoscut ca și colegi, unii erau mai vechi, unii am venit pentru prima oară acolo. Păi tu ești la prima prezență? Da. Eu și cu Gică Bărăgan. Cu Gică Bărăgan, da, suntem la prima prezență. Și v-ați plăti singuri biletele... De tren, am înțeles. Că federația v-a convocat, dar... Pentru asta îi mulțumim domnului Dan Tănase și domnului Adrian Nistoroi pentru suportul care ni l-a oferit. Păi da, nici... Ați avut diurnă? De ce mă puneți? Nu, nu cred că asta se întreabă. Da, a fost. Dacă nu, să... nu zic cu răutate. O diurnă a fost, dar nu pot să vă spun. Eu nu zic cu răutate. Eu zic să voi ăștia care ne conduc, ăștia din politică, să-și dea seama cum își bate în sport. N-am avut nicio diurnă. Astea sunt niște treburi interne acolo. N-am avut absolut nicio diurnă, nicio primă, nimic, nici la întoarcere după ce am câștigat absolut nimic. Felicitări, mulțumiri și atât. Da, deci v-am spus, 4 zile de semi-cantonament, am ajuns marți noapte în Muntenegru, acolo niște condiții, ce spun eu, că de vreo 4 stele fără probleme, un hotel foarte mare în care au fost cazate toate echipele.
condiții foarte bune de refacere, de masă, de odihnă, absolut tot, puteți și plajă, puteți să nu prea ne-a ajutat vremea, că a fost un pic cam norat, însă 17-18 grade sunt atât okay. Au fost atunci? Da, da. Bine. Da, și am luat-o pas cu pas. Meciurile, 3 meciuri în grupe, 3 victorii, după care a urmat optimile, sfertul, semifinala și finala. Eu spun că mare... Unde ai avut emoțiile? Că ai jucat puțin și asta da, mă, pe mine pe noi n-a deranjat. Și pe mine foarte mult, însă făcând acest sport de 27 de ani, este de datoria mea să înțeleg că e greu să fii în postura unui antrenor care ai același portar timp de 4 ani de zile și îți câștigi toate titlurile cu el. Oricât de bun aș fi eu, mi-a recunoscut meritele, m-a luat în cadrul echipei naționale, însă i-a fost foarte greu să-l scoată și îl felicit pentru decizia care a luat-o, pentru că a ieșit foarte bine, Popica a apărat foarte bine. Eu zic că merita chiar și titlul de cel mai bun portar al turneului, însă trebuia să câștige și cei din Muntenegru ceva. E normal, țara organizată. A fost acordat portarului din Muntenegru. În schimb, v-a spus, ca și meciuri, echipe... Să cunoaște că de la fiecare campionat european, de la fiecare echipele progresează, sunt din ce în ce mai dificile. Se bazează foarte mult pe forță. Eu n-am crezut până să ajung la un nivel mai sus, la un turneu final în țară și erau afară. Cred că avea 1,90 m. Da, și sunt mult mai liberi lăsați de arbitri decât la fotbalul normal. Deci te lovesc fără niciun fel de probleme. Obstrucția este permisă, spre exemplu. Te duci, faci obstrucție, nu se dă fault. E folosită ca și schemă la faze fixe lucrurile. Sunt niște reguli ciudate, mai ales că acum s-au și schimbat din ele, s-au mărit porțile, s-au făcut de 4 metri de 4 cu 2 metri. Înainte erau mai micuțe? Da, erau ca cele de handbal. Acum s-au mărit, s-a mărit și terenul, și lățime, și lungime, iar acum, o surpriză pentru noi, pe 20 martie mergem la campionatul mondial. În Statele Unite? Canada, Statele Unite, Mexic. Se va juca cu mantinelă ca la hockey de jur împrejur. Deci cred că o să fie și mai mare spectacol, mai multe goluri, clar. Da, poți mult să mai greu. Și cu mantinela, cum fac ea da, la hockey. Da, exact, da. Frumos. Încă o dată vă spun, este un titlu care nu știu dacă cineva în România a reușit să câștige un campionat european de 5 ori la rând. Eu cred că sunt niște rezultate extraordinare. Alt aspect care pe noi ca și jucători ne-a mulțumit foarte mult faptul că n-am câștigat niciun joc la penaltiuri. Deci toate le-am câștigat în timpul regulamentar. Nu poate să spună nimeni, domnule, ați avut noroc, sigur. Chestii de genul ăsta. Asta e și eu zic că s-a format o familie. A rămas impresionat de absolut toți băieții care i-am găsit acolo. Foarte sufletiști, au dat dovadă de caracter toți și de profesionalism în primul rând. Deci n-a stat domnul Tiberiu Laiș cu noi o secundă, aveți grijă, nu vă duceți acolo, nu faceți aia, nu. Am ajuns acolo, sunteți liberi, știți la ce oră aveți meci, știți când trebuie să vă schimbați, ne spunea ora la care trebuie să fim jos și atât. Pe lângă faptul că ți-am spus că am ținut cu ai mei, cu pracovenii mei să-i văd acolo în teren, n-am avut norocul ăsta să evoluați cât mai multe minute. A doua mâcnire a mea e că de la Vispeș, care am înțeles că deja a terminat turul pe primul loc, cum e normal, aici în campionatul județean, da. Cu voi doi. Păi, după părerea mea, că vreo trei ușor puteau să fie selecționați. Da, într-adevăr, pe valoare, da, însă... Au fost unul pe la Cluj, Timișoara, eu n-am auzit de ăștia. Jucători, păi uitați, jucători de la Cluj, n-ați auzit de el, dar ne-a câștigat titlul european cu un călcâi. În final. A fost acolo, știți cum e? A fost acolo, inspirația lui, experiența lui a dat-o în poartă. 1-0, minutul 38, mai erau 2 minute, s-a terminat meciul, finala și am luat cupa. Nu, deci părerea mea că sunt niște jucători foarte buni și eu cred că Nea Tibi a făcut cea mai bună alegere atunci când a făcut selecția. Nu cred că, sunt convins că nu are absolut niciun interes, niciun partipric cu nimeni. Și este o echipă care a câștigat până anul ăsta de 4 ori la rând, avea experiență în spate și era normal să meargă pe același nucleu de jucători. Și nu pot fi decât 15. După părerea ta, surpriza plăcută a turneului, cine a fost? Clar, Slovenia. Slovenia? Clar, și Slovenia. Mi-a plăcut și... că am văzut toate meciurile. Și Scoția. Da, o echipă exact pe stilul lor, arțăgoasă. Chiar și pe terenul ăsta am jucat tot cu mingii lungi, când jucau englezi odată. Dar spun Slovenia pentru că au reușit după, au terminat grupa noastră locul 3 și au reușit să joace finala. Reușit să joace finala și dacă nu mă înșel, au eliminat Germania, o echipă care mie mi-a plăcut foarte mult.
Eu zic că Germania sau Spania foarte ușor puteau să ajungă în finală. Da? Mulțumesc. Domnule Bercea, ați urmărit? N-ați urmărit? L-ascult pe Bobby cu mare interes, că e o mare performanță pentru România și pentru ei doi că au fost selecționați. E un lucru și medalia și am înțeles. Da, că nu se schimbă echipa care câștigă. Am înțeles că joi, pe unde este direcția de tinere și sport, joi de la ora 10:30, cei mai buni sportivi ai Prahovei vor fi premiați, un lucru frumos, și cei doi, Bobby și Gică Bărăgan, vor fi și ei premiați și mă bucur nespus de mult de treaba asta. Așa cum scrie pe Crolo acolo la noi, Petrolul ultimul bal, să vorbim că trecem de la bucurie iar la Petrolul. De data aceasta lucrurile sunt total neclare la clubul Petrolul. Sunt o sumedenie de scenarii, o sumedenie de petarde și vreau să vă întreb așa pe amândoi, că vor mai țineți cu Petrolul, cum vedeți chestia asta din afară? Ce se întâmplă la Petrol? Cu arestări, cu fel de fel de sume care se vehiculează, s-o luăm așa, ușor. Domn Bercea. Acum, ce să vă spun, nu mă substitui justiției sau nu știu ce, mă rog, nu cunosc dosarul care nu e pe masa nu se știe. Celor de la DNA legat de, mă rog, de arestările care s-au făcut. Nu știu ce a făcut acolo fiecare, nu mă pronunț că nu cunosc această chestiune. Eu vorbesc din punct de vedere al clubului că nu sunt, deci acolo se spune de un prejudiciu cumva. De nu intrăm în amănunte, așa că, da. Că mai avem puțin și intrăm în pauză. Eu spun că ca ploieștea. Mă rog, sunt niște probleme cu legea pe care cei care sunt vizați trebuie să-și lămurească aceste probleme, iar Petrolul trebuie să meargă mai departe. Adică entitatea Petrolul, societatea și, mă rog, entitatea sub care se desfășoară activitatea e cu totul altă discuție. Și nu văd motive, pentru mine, în momentul de față, nu văd motive să nu meargă mai departe. Păi, domn Bercea, sunt niște scenarii, doamne, în primul rând că vrea să creeze o altă echipă. Vorbim în partea a doua, că intră în insolvență, că vrea să facă o fuziune și de aici o serie întreagă, că faci fuziune cu o echipă, timp de 6 luni trebuie să iei denumirea echipei respective. N-ai voie să joci un an de zile în cupele europene, după câte știu eu, poate s-a mai schimbat ceva regulamentul. Da, mă rog, Bobby, tu cum vezi tot ce s-a întâmplat în jurul echipei Petrolul în ultima vreme? Da, în primul rând eu cred că e păcat pentru imaginea clubului, care... Este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva la Petrolul. Și vorba aia din 1952. Nu zic că de la Juventus, că peste 2 săptămâni și un pic se împlinesc 90 de ani de când s-a creat Juventus București. Da, este păcat pentru imaginea clubului. Nu știu exact care sunt detaliile interioare acolo, însă cred că ceva trebuie să fie adevărat acolo, asta e clar. Însă eu zic că atâta timp cât dai afară un antrenor care îl aduci, vorbesc de Răzvan Lucescu, când încă echipa e în obiectiv, se bate la titlu, are șase... Și pentru ce am înțeles că ne-a vrut să-i împrumută pe Caprio 500.000 de euro, parcă ăla Răzvan era obligat să-i dea lui ăsta. Da, nu știu, discuția asta nu știu, atâta timp cât îți pleacă... A apărut în presa centrală. Da, atâta timp cât îți pleacă un jucător care îl aduci în primul rând pentru imagine și începe un campionat extraordinar de bine și în cupe europene și în campionat, să pregătește atâta timp, ceva, lucrurile astea spun ceva și uite că se vede prin arestarea celor care conduc acest club. Și eu sper totuși ca lucrurile să se rezolve într-un fel care să fie benefic pentru această echipă. Da. Ne oprim aici pentru puțină publicitate, avem și știrile sportive pe scurt și revenim. Trei
37 de puncte în 38 de minute. Este prestația de excepție a lui Marius Runcauskas. Basketbalistul de la CSU Sesoft a atins două recorduri prin evoluția din derbiul cu BCM Upitești. Runca a stabilit maximul de puncte reușite într-un singur meci din actualul sezon și a egalat indicele de eficiență deținut de coechipierul său Gerald Lee. Colegii l-au felicitat pe lunetist și i-au urat să o țină tot așa. Al-Haji Mohamed a spus că performanța lui Runcauskas este incredibilă, el fiind un basketbalist extraordinar, iar lituanianul confirmă laudele colegilor pentru că trece printr-o perioadă foarte bună. A mai fost cel mai bun marcator al echipei sale și în partidele recente cu Ritas și Banvit. Ploieștiul a învins Piteștiul cu 84-64, după ce la pauză oaspeții au fost în avantaj. Runcauskas a jucat pe postul lui D. Brown, menajat de Dado Arnautović, însă pentru Marius n-a fost un dezavantaj, conducându-și echipa spre un succes categoric. În clasament, albaștrii au 18 puncte și sunt pe primul loc la egalitate cu Steaua, care s-a impus la Târgu Mureș. Etapa viitoare, formația ploieșteană va juca la Timișoara. Mulțescu vede partida cu Chiajna ca pe o finală. Smurdul își dorește ca Petrolul să termine anul cu o victorie, iar înfruntarea cu trupa lui Șumudică are încărcătura unui meci decisiv. Și așa va fi, mai ales după ce echipa de pe locul 2, CFR Cluj, a remizat aseară cu CSU Craiova. Astfel că fotbaliștii Petrolului au încă o șansă să termine anul pe locul secund. Pentru asta trebuie să bată Concordia Chiajna, o echipă după chipul și asemănarea lui Șumudică. Antrenorul Petrolului este convins că adversarii se vor închide, iar jucătorii săi au obligația să găsească drumul spre gol. Mulțescu crede că un rol important îl va avea și suprafața de joc, pentru că un gazon moale îi va dezavantaja, fiind echipa care trebuie să construiască. Dar este convins că Teixeira și coechipierii vor reuși acest lucru, iar Petrolul va câștiga. Mulțescu mai spune că jucătorii nu acuză oboseala, chiar dacă au dus multe meciuri la care se adaugă problemele de la nivelul conducerii. S-au antrenat iar în sală și au făcut-o cu entuziasm, mai ales că pe 15 decembrie este o nouă zi de salariu. La pregătire a revenit și fundașul Geraldo, însă rămâne de văzut dacă portughezul va fi folosit, având în vedere că este ultima partidă. Da, am revenit. Un coleg, așa cum știți, un coleg din presa sportivă vă adresează câte o întrebare pentru domnul Bercea, dacă sindicatul Petrom va mai susține financiar echipa Petrolul în timp sau... Ce să spun, nu, niciodată să nu spui niciodată, nu? Deci sunt șansele. Bun. Da. Și pentru Bobby, dacă te bate gândul ca să revii în fotbalul mare. Mai ales că Gigi Mulțescu a fost întrebat despre evoluția ta, am înțeles, la conferința de presă și a zis că portarul întotdeauna, când e în jurul vârstei de 33-34 de ani, atunci e în plenitudinea valorii sale. Da, normal. Asta e o chestie la care nu o să renunț prea curând. Încă mai joc la divizia D, pe teren mare. Însă, cred că este destul de greu da. Să revin. Mulțumesc. Să vă fac cunoscute și rezultatele din la ultima etapă în Liga de săptămâna trecută. Ne pare rău că nu ne merge telefonul, că așa aveam un ajutor neprețuit din partea lui Cristi Damian și pe această ocazie doresc să-i mulțumesc pentru efortul care l-a făcut pentru această emisiune. Și ne-a furnizat etapă de etapă rezultate din Liga Prahoveană. Deci, în ultima etapă, Păuleștiul cu Breaza 4-2, Ceptura cu Plopen 2-7, Fortuna 2, Câmpina Prahova, Trâșorul Vechi 2-1, CS Cornu, Progresul Drăgănești 3-2, AFC Bănești, AFC Brebu 6-0, Vălenii de Munte, Teleajul Vălenii de Munte, Unirea Cucureștii Colț 5-0, Avântul Meneciu, Voința Suran 9-0, CS Brejoi Compet 9-0, pe prima poziție Boldeștiul 45 de puncte, Păulești pe 2 cu 38 și pe 3 Blejoi cu 37. Câteva date statistice furnizate de colegul și prietenul Alexandru Nicolaici, are site-ul acela la Câmpina.
Deci, la golgeteri, Marius Vișan, tricolorul Breaza, cu 22 de goluri. Pe locul 2, Mircea Ivan Cese Brăjoi, cu 16. Pe locul 3, Mihai Ene, petrolistul Boldeș, și Alexandru Puchia, tot de la Boldeș, cu ambii cu 14. Cele mai multe victorii Boldeștiu în acest tur, 15 la număr. Cel mai bun atac, tot Boldeștiu, 63. În total, în cele 16 etape, s-au înscris 537 de goluri. Din păcate, completul lui Lucică la toate capitolele merită lingura de lemn. Asta e. La arbitrii, cu câte 10 partide oficiate, la centru, Laurențiu Piciu, Ionuț Neagu, Alexandru Vulpe și Viorel Căunei. La asistenți, Cristi Lefter, Sorin Nistor, Doru Petre, cu câte 9 partide oficiate. La observatori, pe primul loc cu 13 observări, Marin Deaconu, pe locul 2 Teo Negoiță cu 11, și urmează piesa de rezistență a JF-ului, fostul jucător de volei și atât, Traian Lotaru, cu câte 10. Din păcate, la polul opus, foștii arbitri divizionari, cum ar fi Costin Miclea, fost divizionar A, are decât o observare. Silviu Pantilimonescu, fost arbitru divizionar A, 0. Constantin Dumitraică, fost divizionar C, o observare. Și Vasile Tabără, fost arbitru de divizia B, decât 3. Cum să mai iasă arbitrii, domnule, dacă se observă un jucător de volei? Da, mă rog, de alea JF-ului. Domnule Elică Crângașu. Asta e. Și acum să vorbim de ce ne-am propus despre petrolul. Prima întrebare, domn Bercea, acum nu mai știm al cui e petrolul. Cam înțeles în sufletul nostru, dar nu, acum... A fost campania petrolului al nostru. A fost o campanie petrolului al nostru, e al nostru. Hai să o luăm cu primăria. Da, da. Deci am fost atunci la primărie, când dumneavoastră ați predat sigla, ați predat palmaresul. Normal, da, nu da. Scriptic. Așa. A fost un contract de cesiune către municipalitate. Așa, să plecăm de acolo. Bun. Și apoi acum am înțeles că ăsta încă actele nu sunt semnate după 3 ani. Nu trebuia să se finalizeze un contract de vânzare-cumpărare. Păi și de ce nu s-a finalizat? Dar nu sunt, dacă mă faceți primarul Ploieștiului, pe cuvântul meu de onoare, că am de gând, deci, să vă răspund la cine e întrebă. Pisica, să zicem? La domnul, la... fostul primar Volosevici sau la actualul primar? Păi la actualul, nu cred că la... Păi atunci erați cu Volo. Păi când i-ați ce... predat. Nu, da, trebuia el atunci să semneze? Nu, atunci au fost... Da, vă întreb de toate... Nu, aici, haideți să vă spun, nu, eu n-am venit aici să fac politică. Nu, să nu, spun nu, nu. Să lămurim exact lumea. Așa cum au fost. Eu n-am... Interesul nostru a fost să cesionăm fără bani aceste mărci municipalității Ploiești, că nici unul din primarii, fie Volosevici, fie așa, Bădescu, nu le, sau ăia care vor veni după ei, nu vor duce aceste... mărci, sigle, palmaresul echipei acasă vreodată. Da, rămân... Clar, asta să știe. Deci n-am venit. Ideea era că noi, în momentul când ne-am așezat la masă cu fostul primar Volosevici, privind această tranzacție, lucrurile au stat așa. Ei vreau să cumpere Clubul Petrolul, așa, acțiunile la Clubul, da, Petrolul. Nu s-a putut acest lucru pentru că a fost un control al ANAF-ului la club și a remarcat niște datorii pe care clubul le avea față de bugetul statului. O sumă care este în jur de 600.000 de euro. S-a achitat asta? Nu s-a achitat, pentru că nu e lămurită situația cu ea. De la, din partea dumneavoastră, primăriei sau Dicotul? Nu, nu, nu. Din partea cui? Nu, nu, nu. Ascultați-mă. Deci n-are legătură nici Dicotul. Deocamdată vorbim de o creanță fiscală și nu de o ziceți, o ilegalitate care să genereze o anchetă a unui organ, nu avem treabă. Deci erau aceste datorii curente, le putem spune, pentru că nu erau datorii mai vechi. De deci nu era totul la zi plătit. Nu era totul la zi vis-a-vis de stat. A fost... Noi aveam o părere, ei aveau o altă părere. Au venit, au controlat, au zis, domnule, aveți de plată 600.000 de... în jur de 600.000 de euro. Bun, acest lucru, deci nici acum nu există... În momentul de față, din câte știu eu de la club, o notă de control sau o decizie a organului de control în care să comunice clubului, băi, clubule,
a reușit pentru că 200 de mii la salarii, impozite pe salarii, 100 de mii dividend, impozite pe dividend, 3 e societate comercială. N-a avut, nu știu dacă a avut dividend, eu zic că nu, dar mă rog, ei trebuie să scrie acolo pentru ce, cum, să motiveze. Evident, suma. E un act de control, nu sunt așa, domnule, 600 de mii. Când erau biruri, pe vremea când erau ăia cu biruri, erau cu pantofii întorși așa la vârf, era altă treabă, trebuie să dai peșcheși, trebuie să dai dale. Bine, astea au mai rămas peșcheși, în altă formă. Și în formă, e o infracțiune în formă continuă. Să poartă și în momentul de față, așa. Dar nu vorbim de ele. Deci, organul fiscal trebuia să spună exact. Noi aveam posibilitatea să contestăm această hârtie a organului fiscal, dacă ei puteau să existe iarăși două posibilități. Organul fiscal zice că da, aveți dreptate, nu aveți nimic de plată, sau nu, noi o ținem pe a noastră. Ulterior, pasul ulterior era de mers în instanță. Deci dacă nu ne dădea nouă dreptate la această contestație organul care ne-a făcut controlul, pasul următor ne duceam în instanță. Și acolo suma era clară în momentul în care se obținea o decizie de instanță definitivă și revocabilă. După ce trebuie. Și pentru că acest lucru era de mare durată și n-am mai făcut acea tranzacție nici astăzi, am zis, domne, facem o promisiune că noi vindem, că dumneavoastră primărie cu municipalitate cumpărați. Și pasivul și activul? Și pasivul și activul, da. Urmând, nu mai puțin. Urmând noi să ne plătim datoriile în momentul când ele erau certe. Aha. Deci, când ce ne judecam, deci nu era s-a amânat tot timpul. Nu pica pe Clubul Petrolul sau pe nou acționar, că la săracul, indiferent că era capră, că era Marian Pușcaș, nu avea nicio legătură cu vechea. Bun. Și în momentul ăsta, în acel moment, de fapt, s-a făcut o promisiune. Domnule, eu promit că vând, mi-a dat promis că cumperi și cu niște clauze. Că face aia, că face alea, că face nu știu ce. Referitor la această datorie, ulterior, când Dan Capra a luat și cu fratele sau cine... Cu și toată societatea banda, toată banda. Așa, au luat această... ziceți, au luat de la noi această acțiunile la Petrolul. Ei, practic, s-au subrogat. A fost o novare acestui contract. E o chestiune juridică. E foarte greu. Mai pe înțelesul... O cesionare. Să înțeleagă lume. Tu vii în locul meu și ții și obligațiile pe care le aveam eu față de primărie și drepturile care le aveam față de primărie. Și mai mult decât atât, Capra a venit cu o scrisoare de garanție, 600.000 de euro. De la o bancă. De la o bancă și a zis, domnule, în cazul în care iese... Și plătesc, eu plătesc ca ce mă angajez, eu să plătesc această datorie. Deci datoria dumneavoastră. Da. Dar era asta fiind suma maximă, pentru că datoria, dacă ne judecam, putea să fie și 100.000 de euro, putea să fie și 20.000 de euro. Dar putea să sară de 600. Nu, 600.000 era maxim. Era maxim. Exact asta. Deci până aici e clar. Deci odată, cum să spun, controlul fiscal ne-a emis o chestiune preliminară în care ne-a spus cât e suma. Ei nu puteau să vină acum să spună, doamne, știi, de fapt e mai mult. Noi puteam să ne ducem să spunem, domnule, hai că uite, am mai plătit asta, asta, nu avem penalități pe alea, de ce mai puțin? Deci aici era discuția, dar nu s-a finalizat nici acum. Și dintr-o dată, asta este culmea culmilor și Everestul, de fapt, și eu așa știam, după ce moare deci din 2009 această chestiune, suntem în 2014, dar să terminăm, mai avem un pic, să terminăm și 2014. Sunt 5 ani. Sunt 5 ani, mai bine de 5 ani. Deci după tranzacția asta, se trezește ANAF-ul și dă imediat o hotărâre de și poprește cu blochează cluburile, conturile Clubului Petrol. Dintr-o dată așa, adică brusc. De asta mi se pare că e o chestiune orchestrată asupra acestei echipe, tocmai în posibilitatea de a face o altă echipă și de a exact zvonurile pe care le spuneai și tu în finalul. Orchestrată în finalul ca de genul un slam dunk. Da, domne, hai să-l omorâm puțin pe ăștia. Așa. Să ne facem o echipă de divizia C, că aia e cea mai... Bobi, tu ascult, mă scuzi. Și înveți că azi mâine te ești conducător. Ce altă concluzie pot să trag eu când 5 ani de zile un organ al statului tace și într-o dată așa are gând, un gând extraordinar de a acțiune. Da. Poate e o pură coincidență. Bineînțeles. Da. Nu scrie nicăieri. Băi, tată, după 5 ani te-ai dus să controlezi. Păi așa e. Cine știe? Oricum, deci s-a pus... Nu suntem cărcotași. Da. Nu, dar asta se spune. Acum să revenim juridic. Deci, nu era momentul să se facă poprirea conturilor. Deci asta e ilegală? Era... Exact. Cum? Este ilegală treaba asta? Nu era, nu trebuia să fie făcut asta. Este un termen pe data de 11, când e 11 zile astea. Da? Joi.
Joi? Da, da. Eugenie, da. Când e? Eu promovat o acțiune de suspendare a acestei blocări a conturilor și să vedem ce va spune instanța. Băi, băieții pleacă acum în vacanță, păi ce e normal. Deci asta e, chiar ar fi culmea să întâmple lucrul ăsta, mai ales pentru o creanță care nu e stabilită. Nu, hai să fim corecți. Nu s-a stabilit. Dom'le, gata, aveți 400.000 de plată sau 600.000, să zicem că rămâne palor, ca să spunem așa. Nu s-a stabilit absolut nimic și uite că... Auziți, am avut gura orită. Că întotdeauna, nu întotdeauna, mai mereu, când a jucat Petrolul, urma să joace Petrolul cu Dinamo, se întâmplă ceva. Dumneavoastră știți mai bine. N-are legătură. N-are legătură. Eu m-am gândit la toate. La toate m-am gândit. Nu. N-are. La ce mai e pe vremuri, că dădea unul telefon. Acum nu e, sunt... Acum vine și se aruncă dosarele pe masă. S-au schimbat multe. Nu mai e. Da? Nu mai e. Bine, și-a fost, hai să spun așa, au fost și mitologii. Multe mitologie greacă, da. Dacă ai citit mitologia asta greacă, care e foarte perversă. Dar vreau să vă întreb, prejudiciul ăsta constatat de Dicot în momentul de față cât e? Trecem la altceva, eu vorbeam de ANAF, acum... Mai aveți ceva cu ANAF să ne spuneți? Nu, deci, asta era singura treabă, ți-am zis, un semn de întrebare că lucrurile, pac, au venit așa peste noapte. Așa, dintr-o dată. Da. Și după alegeri. Da. Să mai întâmplă. Și cu Dicotul ăsta acum? Dicotul ăsta, sincer... O părere personală. Personală, evident. Am înțeles că prin Petrolul s-au spălat vreo 15 milioane. Nu este adevărat. Petrolul... Așa a apărut pe Cron. Și la Pro TV, și la Digi, și peste tot. Deci așa a apărut pe... Și știrile s-au făcut știri. Că prin Petrolul, prejudiciul la Petrolul, minim 15 milioane de euro. Păi a nebunit toată lumea, domnule. Hârtia și crolul unei televiziuni suportă multe, deci inclusiv... Hai, dumneavoastră! Nu știu, adică dacă Mediafax a luat aici, nu știu cine e corespondent la Mediafax, probabil... Sorin Georgescu. Nu e la sport? Da, el e la sport, dar nu e la social. Știrea asta n-a apărut în sport, adică știm și noi, ne pricepe și noi astea cu știrile. Da? Ne pricepe, n-a apărut de la sport. A apărut e o altă știre, e din zona asta de... Social... Organele statului, nu? Din structuri, din servicii, am înțeles. Nu din servicii, nu, n-ai înțeles. Deci e vorba de cine ține legătura cu astfel de, cu DNA-ul, cu Dicotul, cu cine e corespondentul Mediafax care se ocupă de asta, nu se ocupă de sport. Da, mă rog. Da, nu practic... știu cine, dar nu, dacă tu nu cunoști, ești mediatorul ăsta. Nu spun că nu e o vină data, dar... Dar nu vreau să-l cunosc. Dacă nu vrei să-l cunosc, nu mă apuc eu să-l spun. Gaura la Petrolul cât e, practic? Dacă știți. Gaura la Petrolul e undeva între 300 și 350 de mii de euro. Gaura. Atât. De fapt, stai puțin, despre ce gaură? Că nu vorbim că cineva a venit și a luat 350 de mii de în cont. Da, cum e? Sunt 350 de mii considerată evaziune SGU, fiscală. Aia de la SGU? Nu, sunt evaziune fiscală. Adică s-au translatat bani prin Petrolul fără să fi plătit anumite datorite dări către stat în valoare de 300, presupusă a prejudiciului între 300 și 350. Deci a fost prejudiciat bugetul statului cu această sumă. Punct. Să nu se înțeleagă altceva. Bun. O luăm pe rând. Bun, în situația asta... e presupunere. O presupunere. Organul în anchetă analizează, sunt expertize, sunt tale, sunt o mie și una. Asta e ce se întâmplă la ora actuală. 15 milioane prejudiciul ăla care a fost pe Crol, de care le-ai zis... 15 milioane, pardon. 15 milioane prejudiciul ăla care a fost, care le-ai văzut, știu, toată pe Crol. Țara, și eu l-am văzut. Și TVR-ul a dat. Și eu l-am văzut, da. Ăla este, provine din altceva. Deci totalul dărilor la stat până țâși societăți câte care le-a avut așa, banda asta. Totalul evaziunii create și a bărilor care nu au fost dați la stat pentru operațiunile care s-au derulat este de 15 milioane. Dar nu Petrolul are de dat 15 milioane la stat sau de la... Vedeți? Dacă avea Petrolul 15 milioane în cont acum, nu mai știu că România, eu mă ceam cu ea și o băgam în Italia, poate în altă. Îl băgam în alt campionat. În altă campionat. De ce n-ai, mă? Nu joacă ăștia de la hockey în Ungaria. Jucați noi în altă, cu 15 milioane în cont, cine stă? Să văd și o echipă de fotbal care are 15 milioane. Steaua n-are 15 milioane în cont, că e cea mai, eu zic că e cea mai bogată echipă de România. Sau poate Astra. Bun. Nu știu cine, dar mă rog. Cum vedeți treaba asta cu datoria către SGU și trebuie să spun că pe timpul lui Andrei Voloseviș, Clubul Petrol nu plătea niciun... Juca gratuit, domnule. Știu, nu știu cum juca și nu vreau să spun că era rău pe timpul lui Voloseviș sau că e bine acum. Nu, dar acum trebuie să 16.000 de euro, domnule. Chiria este enorm de mare. Chiria este enorm de mare. Hai, domnule. Și e făcută... Să-ți una de bun simț. Voi, pe echipa... Și e făcută clar împotriva echipei dintr-un motiv. Haideți să vă spun următoarea chestiune.
Au jucat pe terenul ăsta Fortuna Câmpina. Da, în cupă cu Dinam. 10.000 plus TVA, deci 10.000 cu TVA cu tot chiria. Hai, da. Au mai jucat și alți particulari, 10.000 cu TVA cu tot. A jucat, deci, au jucat la domnul Bădescu e sumă fixă, să nu se încurce. Da, a jucat bine, dar nu Bădescu o pune. Pune, mă rog, e societatea care administrează. Nu o face domnul Donald de capul lui. Am înțeles, da. Normal. Altă poveste. Naționala Under 19 sau cât a jucat? Când a jucat o echipă de tineret din... S-a jucat un meci internațional. Bine, meciul cu Feroe pe 27 martie. Și a jucat martie. Undeva în jur de 6-7 mii, deci o sumă. Mă rog, e națională, putem discuta orice chestiune, să facem niște facilități pentru, mai ales că sunt juniori, nu mi se pare. Dar când vine Fortuna Câmpina sau când vine, nu știu care, să plătească mai puțin, pentru acela, e același stadion. Exact. E același stadion. Da. Păi ce pun că Fortuna nu o să aibă spectatori? Stai mă că ți-am închiriat platoul ăsta. Așa, câte emisiuni faci tu în el, închiriei aici, tot aia. Energia electrică, serviciile... Profitul meu, etc., etc. Să e o rețetă de calcul, nu? Sigur. Deci asta, în același timp în care Clujul, de exemplu, Cluj joacă pe o sumă aproape la jumătate din valoarea asta. Deci Clujul Cluj are da, și altă e proprietatea CFR-ului. Gruia e proprietatea CFR-ului. Păi nu, zic pe stadionul nou. Pe stadionul nou. O Cluj atât de și dublu ca, nu, ca și capacitate. Nu, 7.000 și ceva. Ce spui tu, ca și capacitate dublu. E dublu, are 45.000 parcă. Ala n-o să... Parcă 35.000. N-o să fie eu plin niciodată. Nu o să fie plin. Nu să știe niciodată. E un stadion... european. Da, nu contează că te urci în Mercedes S-clase sau că mergi cu ce clase. Chirie și funcție de locuri, de confort, nu? Am înțeles. Cu datoria la SGU, dacă discutăm de solvabilitate, nimeni nu spune... de reacția domnului celor de acolo, să nu mai... De la zice lumea. Nu, de la SGU, că am eu cu cineva, cu ceva. Domnule, mi-a plăcut poziția directorului. Zice, domnule, nu suntem noi primii care îi băgăm mai adânc pe ăștia. Îi lăsăm să joace și ultima etapă și asta, da. Să înregistrează ei la sfârșit de an cu gaura asta, că 300 de mii... Sunt 300 de mii acum. Uite, avea primăria bani, lua un brad. Că vorba aia, ne știm, de când eram copii, în centru era brad. De Crăciun, domne, n-ai un brad, domne. Suntem singur oraș din țară care n-am luat un brad. Sunt campanie, s-au mai cheltuit funduri în Mariana, în campanie. N-ai ulică, tată, păi la Bărțești, la tine, că cred că erau brad și pe la tine, când erai tine. Da, mă rog. Revenim. Nu e... E o datorie, într-adevăr. Că e mult chiria, e o discuție. Așa. Că e 280.000 datoria, e o certitudine. Nu știu dacă, sau cât e, 250, aha, 280, mă rog, cât o fie acolo datorie. Cert e unul, un singur lucru pot să spun, că petrolul are și dă în casa bani. Noi ne uităm numai la cât are de dat. De exemplu, mai avem un minut și luăm publicitate. Ce vreau să vă întreb? Medalia ta, mi-o dai să torc. În ianuarie vin din dreptul TV, 1.000.000 și ceva. Banii ăștia vor fi imediat blocați sau de aici cei care au mai rămas la club, seniorul Mateescu, poate să, că am înțeles că el conduce clubul acum, poate să dea salarii, să plătească astea? Cum e? Nu, deci se pot da, bineînțeles, ăștia bani care intră în la clubul Petrol. Deci se pot cheltui, adică. Absolut, deci nu sunt blocați ăștia. Unu, doi, dacă... Între timp, ancheta avansează și se spune că petrolul ar avea acești 300 și ceva de mii de plată către bugetul statului. Păi plata o poate face? A, deci activitatea să deruleze în continuare. Domnule, s-a constatat un prejudiciu, eu ți-am plătit acest prejudiciu, rămâne ca cei vinovați de că l-au creat cu știință, cu bună știință, cu intenție, cu la, să plătească pentru faptele lor. E o altă discuție. Dar eu dacă plătesc această datorie, mai plătesc datoria la SGU, tot mai rămân cu mai bine de 500.000 cu care pot să plătesc jucători, etc., etc. Și mai vedem din iarnă cum mai fie, gat, 6 anul ăsta. Mariane, nu știu, important dar... e, eu spun altceva, nu știu ce loc va ocupa petrolul și nu asta e subiectul discuției. Eu spun altceva, că echipa poate sigur, merge mai departe. Sigur, va termina pe locul 2, sigur, că peste o oră la începe meciul, da. Începe 8 jumătate. Ce vreau să vă zic, că am citit în presă, doamna Capră a fost în urmă câteva zile în cantonamentul băieților de la Crâng, a stat
de vorbă cu jucătorii și i-a asigurat că nu sunt probleme cu primele coaste. Un lucru bun. E absolut corect. Uite, aici pot spune Bobby, bă, dacă nu vine, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu conducătorul, cu patronul. Cu... Sigur că fiecare așteaptă, bă, iau pe 15 salarii, mă duc și eu acasă, se termină anul. Da, e foarte greu. Sunt ăștia care urmă să vină cineva să te asigure că îți primești banii în continuare, fără niciun fel de probleme, indiferent de ce se întâmplă cu acționarul sau... Și e o chestie foarte bună. Și eu mă bucur să meargă treaba bine, că sigur Petrolul Trebinte pe locul 2, e în semifinală. Deci da? Până acum... Deci, nu, ce vreau să zic eu, m-aș bucura că cei 6 care sunt la sfârșit, adică intră în ultimele 6 luni, să mai rămână la Petrol. Nu mă gândesc pe Sania, Geraldo, Albin, ăștia, cine mai e... Arsenat, așa, Marius, că el e cu Arsenat, îi place. Ai și culoarea lui Arsenat. Așa, ne oprim aici, ultimul cadru publicitar. Mai avem și imagini să vă oferim de la campionatul european, dar tot în ultima parte, publicitate. Da, mulțumim, regia, am revenit, mai avem cam un sfert de oră, cel mult. Pentru cei mici, îmi face mare plăcere să-i anunț pe micii fotbaliști că anul acesta, turneul final Cupa Moș Crăciun, care va ajunge la ediția cu numărul 22, organizația de AJF Prahova, este cea mai longevivă competiție destinată copiilor din țara, din țară, 22 de ediții. Turneul final, normal, va avea loc în perioada, am înțeles, 21-24 decembrie în sala Olimpia. Și ne continuăm discuția și vreau să vă întreb, domn Bercea, și pe tine, Bobi, să băgăm și pe tot să auzi prin piață, că așa cum auzim noi, prin presă, auziți și voi, că sunteți alături de noi, sunteți un fenomen. Să încearcă crearea un noi Petrol, unei noi echipe de regnet mondial. Păi... Să dispară Petrolul ăsta și eu ce să-i zic, FC Marius. Păi de câțiva ani tot creăm echipe Petrolul, văd, și tot ne împotmolim. Când ajungem și noi sus, tot ne împotmolim. Apare câte ceva, ba acționarii nu mai vor să mai țină echipa, ba sunt arestați, ba datorii la jucători, ba primăria nu știu ce datorii are către echipă. Tot timpul se găsește câte ceva. Eu sper să se rezolve până la urmă aceste probleme de la echipă și să meargă înainte cu echipa actuală, că eu zic că are și niște performanțe la care mulți plăieșteni visau și cred eu că acest oraș merită să aibă în continuare o echipă cu prima ligă. Și să aruncă asta, eu zic că nu e petardă, în spațiu public, sigur Petrul se va desfința. Mi-au zis persoane de categorii de vârstă diferite, am și o gașca mea acolo la restaurant, la Nițu, la Caraiman, tot timpul s-a vorbit în perioada asta numai și numai de Petrolul, fiecare ce-a dat cu părerea, e acolo un mic parlament petrolist. Domnul Bercea, cum vedeți chestia asta? Ați auzit și dumneavoastră dacă... Am auzit-o, păi, da, chiar... Se poate desfința echipa... La câteva echipa... zile a apărut chestiunea după ce s-a întâmplat, da. Nu știu, știți cum e în vremuri tulburi, că e o problemă. Petrolul are o problemă și de-aia discută toată lumea că arde și pe mulți îi interesează. E o chestiune, clar. Eu zic că și valuta de simpatie pentru Petrolul. Exact, că dacă era undeva pe locul 12, 16, 17, pe acolo, o, până la mine că să duc, să terminăm. Da, Mariene, pentru că Petrolul a avut rezultate în ultimii ani și lumea a venit la stadion cu dragoste, cu plăcere. Alții care n-au venit în diverse motive s-au uitat la televizor acasă și nu, că n-au putut, că sunt bătrâni, că nu știu ce. Deci e înconjurată de un val de simpatie și e păcat să se piardă. Deci, și pe vremurile astea tulburi, să revin un pic la formularea anterioară, tot felul de pungași, ca să le zic așa, își fac loc și încearcă pe baza unor interese personale să discute. Hai să luăm o echipă, hai să facem o șmecherie, hai să vedem că... Sigur că nu le-a, probabil că nu le-a convenit. Eu am stat foarte liniștit în lojă, așa, gândindu-mă că
Și foarte bine să-i dea Dumnezeu sănătate lui Capră, că a făcut echipa, că a luat Cupa României. Sigur, sigur, sigur. Frate, sigur. Adică nu-l acum îl îngropăm și noi, adică... Nu, are merite, domnule. Cine a fost finanțatorul echipei pe perioada asta în care s-au obținut rezultate și o spălăria? Ce problemă avem? A, sunt unii care și-au băgat unghia în gât. Păi cunosc pe cineva când am făcut noi cu Chiajna aici. A făcut Petrolul cu Chiajna 0-0 în Ploieștean, foarte potent. A dat primă la Chiajna. Ne-a zis-o Florentin Dumitru. Da, mă, ăla ne-a suplimentat prima. Și Ploieștean, un om foarte potent. Păi sunt din ăștia care au tot interesul. Iar ce a făcut Capră în primul an, că el putea să pierdă bani. Dacă nu s-a luat cupa atunci, el putea să pierdă bani, corect? Nu. Așa, deci a riscat banii familiei. Are merite. Ce a făcut el pe partea elantă e problema lui. Exact. Corect? Da. Ce credeți că se va întâmpla cu Petrolul până la urmă? Nu știu, eu zic că la iarnă se termină așa. Rest, poate să apară orice. Eu văd una că, la mână. Poate... Eu văd că poate să apară un investitor care să rezolve problema asta. Să... Numai cu condiția ca Dan Capră să vrea să vândă echipa. Da, da. Eu înțeleg. Dacă nu vreau să vândă omul, nu e... Eu am înțeles că nicio deja... lege nu-l obligă. Deci eu am înțeles că deja înainte să întâmple ce s-a întâmplat, înainte așa. Cu chiar cu mai bine de o lună, niște discuții vis-a-vis de cedarea acțiunilor la echipă au existat. Între Dan Capră nu pot să spun numele persoanei, dar nu... Nu cita sursa, că nu sunteți de la Realitatea TV, că așa v-am trecut. Da. Nu se citează sursa niciodată. Corect. Nu, dar nu asta e... Adică, cum să spun, sincer, din punct de vedere personal, prefer această variantă care e... Domn Bercea, n-ar fi... Roz așa pentru echipă. Auziți, n-ar fi, domnule, păcat să distrugă echipa asta. Duceți-vă aminte, acum 2 ani, când am avut din nou interzis. Și au venit numai femei și copii, domnule. Ce atmosferă au făcut oamenii acolo. Preșcolar, cu mămiși, cu astea. Mariane, și la... Extraordinar a fost, domnule. Indiferent de meci, vreau să spun că nu mai vorbim la meciurile tari cu Steaua, cu Astra. La oricum, meci destul de echilibrat. Dacă mi-aduc eu bine aminte. Păi da, au fost, dar eu zic că a fost numai de stadionul, prin știu când... Da. Mare. Dar vreau să spun că meci de meci, indiferent de interesul pentru partidă vis-a-vis de echipa care vizitează, galeria face un spectacol senzațional, stadionul e foarte... Te simți altfel, ai altă senzație decât într-un stadion din normal. Din păcate, războiul ăsta care l-au cei din galerie cu Capră și care ține de câteva luni de zile, s-a răspuns asupra celorlalți oameni nevinovați care și-au plătit abonamentele și n-au mai avut, s-a interzis accesul, n-au mai avut loc. Aici, eu am zis, am mai vorbit și cu sponsorul, am mai vorbit cu băieții, ai băiețat arta dialogului. Păi nu știu câte mâine, Mariene, nu știu câte întâlniri am avut noi cu Capră și n-am mințit de fiecare dată. Nu mai credem. Am mințit sau n-am mințit, eu un aspect, dar a fost bun când le-a dat bani Capră pentru deplasări? Da. Era bun, nu? Da. Hai mă, ce dragul, Mariene, despre ce vorbim? Și vreo de erau angajații clubului din galerie și organizatorii. Bă, eu zic, calea dialogului, asta e sfântă, domnule. Omule, dacă ai independență, cum am fi noi doi, unul față de altul, fiecare Petrolul a vine la el în casă. Auziți, Petrolul a plătit cele mai multe amenzi din acest tur care se va încheia pe la 10:20 în seara asta. Nu erau mai bine, măcar un sfert din banii ăștia care s-au plătit la ligă, să ducă la centrul de copii și juniori. Că acolo sunt copiii ploștenilor, domnule. Da, e adevărat. Corect, nu? Nu zic, măcar un sfert din aia. Da, nu era mai bine așa? Nu poți, Maria, nu poți să pui pecetea asta pe toată galeria. Nu. E o zonă mai agresivă, da? Dar vedeți că ea, cum a fost la meciul cu Steaua, când i-a oprit undeva pe centură. Da, a fost foarte urâtă chestiunea. Băi, tață, păi n-am făcut... Nu, dar aia a fost o golănie din partea lor de la Steaua. De la Steaua. Nu sunt de acord. Și au venit, toți jandarmii de la București au venit și au început să-i mare poștia la fosta casă armată în fața acolo. Deci astea-s, da. Plus un coleg de-al nostru s-a ales cu farul spars. Cum îl cheamă? E un gen, sunt Victor, cum? Nu știu. Zice nume, vrei la alege. Cum? Așa, că nu, că am luat-o și eu pe Dinamo când era mai mic. Și de asta zic. Da. Dacă joacă Petrolul afară, toată lumea în gardă. Vin ăia de la Petrolul. Stați-mă, da, dar ne-am creat și renumele ăsta. Asta vreau să zic. Ai ce poveste.
Da. Dar oricum e una din cele mai frumoase galerii din țară. Chiar dacă nu chiar cea mai tare. Davis. Ce bate cu Dinamo acolo. Da. Dinamo da, la derbiuri. Da. La derbiuri. Nu, și am vorbit noi de galerie, numai lucrurile mai negative. Dom'le, dau și merit asta cu coreografia care o face. Super, Preda. Preda o gândește. Mai sunt mai mulți. Am înțeles că deplasările acum și le suportă singuri. Da, nu o să mai fac jaful pe tren, da, de vreo 2-3 ani, nu mai să trag semnalele, dar la urmă s-o prea chiar se duc un număr foarte mare în deplasările. Păi astea da, s-a creat lor. Chestia asta. Asta e o merită lor și foarte bine că fac lucrul ăsta, trebuie să-i susțină. Dar aici, asta e, dacă ar fi avut... Mulți din străini ăștia care au mai punctat prin presă au spus, domne, noi vrem să am rămas aici și datorită atmosferei create da, de da, public. Da, păi, da, eu zic că plecând corect. De la galerie, ei au dat-o la atmosfera asta frumoasă la fiecare meci. Da, mai avem 2-3 minute și am selectat partea cea mai frumoasă de la campionatul european de mini-fotbal care s-a disputat în urmă cu ceva săptămâni în Muntenegru. Mai am o întrebare. Pentru cei doi invitați, din păcate Adi Nistoroi, al treilea invitat, n-am mai putut să ajung, am înțeles că un stupid accident pe la genunchi, era la RMR, nu-i nimic grav, dar e bine că se îngrijește de sănătate. Primii trei fotbaliști din 2014 de la Petrolul, Bobby, cum îi vezi? Primii trei fotbaliști, păi primul normal e Pesania, după care Arsenat și... Teixeira, sau invers, Teixeira și Arsenal, ca să... Domnul Bergea? E cam aceleași clasă. Da? Valoarea aceeași. Da, da, sigur, da. Sigur. Cam ăștia sunt. Și sunt o prezență, cred că Bobby a dat și pentru faptul că sunt o prezență constantă, adică nu au venit da, de... Au și poate jucat. Sunt jucători buni și între cei care au venit, dar au apucat încă să probeze. Mie și Sadli mi-a plăcut. Îmi place și da, va crește. Da, s-a integrat bine. Și Ipsa. Da. Va crește. Da, încă n-au un meci de fiecare dată când au lipsit unul din cei trei s-a cunoscut. S-a cunoscut, exact. S-a cunoscut și pe partea centrală și acolo e durerea, că eu țin minte că, să zic, Florea Boc, păi în timp s-a format. A, că era un gică pe acolo pe lângă ei și îl ghidona, toată lumea îl ghidona pe Boc. Și de asta a ajuns mare, că au avut bătrân. Da. Și de asta mă bucur, că măcar un an să mai joace Geraldo, să crească copiii ăștia pe lângă el, că au ce învăța la Geraldo. Nu mai are pinionul de viteză, dar știe să stea în teren, știe să cum să lovească mingea, anticipează. Zic degeaba a jucat la Steaua, eu zic că nu degeaba a jucat. Da. Peste 11 minute începe principalul buletin informativ al acestui truț de televiziune, de la 20:30. Titanul Victor Preda are o invitată deosebită, ceva cu Virgil Magiaru. Nu vă spun că să ia de mine după aia Victor și îi crește părul, dacă le enervez. Vă mulțumesc din suflet că ați venit, vă mai așteptăm. Mulțumesc și colegilor din regie și dumneavoastră celor de acasă. Cred că săptămâna viitoare va fi ultima emisiune din acest an. Marian Pușcaș, vă urez toate cele bune și normal, nu uitați că peste 40 de minute, Petrolica îți dispulse ultima etapă și mergeți pe mâna mea. La 10:20 suntem pe locul 2. Deci încheiem bine anul. Toate cele bune și hai Petrol! De la introducerea acestei competiții în 2010. Pe parcursul acestor 4 zile de transmisii la Sport.ro ne-am convins că sunt multe echipe puternice în mini-fotbal, însă România reușește să-și păstreze supremația în acest sport în pofida concurenței din ce în ce mai acerbe care există în mini-fotbal. Sunt țări în care sunt foarte mulți practicanți, în Anglia, cum spuneam, de exemplu, există 120.000 de sportivi legitimați în mini-fotbal și în România sportul este foarte popular, cu 25.000 de sportivi legitimați. Vom vedea ce va reuși România la mondialul de anul viitor din Statele Unite, ce va avea loc în martie. Va fi o provocare foarte interesantă pentru campioana Europei, pentru echipa României, să joace în compania unor fotbaliști fără îndoială foarte talentați care vin din toate colțurile lumii. Revedem faze interesante create și de echipa României și de cea a Sloveniei pe parcursul acestei finale. Iată aici o paradă
A lui Popa, acela a fost rezumatul primei reprize. Suntem acum în partea a doua a meciului. O vinge trimisă cu exteriorul foarte frumos în vară, în fază de mai devreme, de unul dintre jucătorii României. Un sport foarte dinamic, care necesită foarte mult efort fizic din partea unor oameni care totuși practică acest sport pe lângă joburile lor. Avem un avocat, avem doi pompieri, avem tot felul de meserii în acest lot al României. Și golul care a făcut diferența, execuție minunată a lui Crăciun, care reușește să reziste pressingului lui Marco Palacic și găsește acest călcăicu care îl surprinde și pe portarul Boris Denarc. Iubii s-a auzit din partea lui Crăciun și iată și pe Costândana exprimându-și bucuria după această reușită a lui Crăciun. Ultima fază periculoasă a slovenilor cu acea intervenție a portarului Popa și bucuria de final în care îl vedem și pe antrenorul Tiberiu Laioș, fost arbitru în prima ligă din România. Cora bucuriei făcută de jucătorii români. Un succes foarte frumos pentru acești băieți admirabili care, pe lângă joburile pe care le au, reușesc să găsească energie pentru a-și practica sportul preferat la cel mai înalt nivel. Mult efort depus de acești băieți admirabili, aduși din toate colțurile țării. Avem jucători din Timișoara, din Sibiu, din Ploiești, din Brașov, din Focșani, din Buzău, din Cluj, din Iași, aduși în acest lot. Portarii Cristian Popa și Bogdan Rădulescu, jucătorii defensivi Nicolae Costândana, Mircea Popa, Gheorghe Băragan, Gabriel Tănase, Ioan Stirpeț și jucătorii de atac Răzvan Radu, Radu Burciu, Miroslav Nicolin, Emilian Chivu, Adrian Călugăreanu, Alin Iacob, Cosmin Crăciun și Ovidiu Vâlceanu. Aceștia sunt campionii europeni din 2014 la mini-fotbal. Îl vedem pe veteranul Nicolin îmbrățișându-se cu Răzvan Burleanu. El are 5 medalii de aur pentru cele 5 turnee finale câștigate de România, singurul jucător care are 5 astfel de medalii de aur din lotul României și fără îndoială din acest sport pe plan european. O performanță foarte frumoasă pentru și pentru antrenorul pe care îl vedem acum bătășat de Răzvan Burleanu. Este vorba de Tiberiu Laioș, care îi arată palma lui Burleanu cu cele 5 degete, 5 trofee câștigate de România la mini-fotbal. Iată-l și pe Tiberiu Laioș în grupul acesta de jucători care își savurează succesul în Muntenegru. Ne bucurăm că am putut fi alături de ei.